Bună dimineața, dragi iubitori ai cărților bune! Sunt Florian Saiu, jurnalist cultural și l-am invitat astăzi pe domnul Cătălin Ghiță. Salut, Cătălin! Salut, Florian! Universitar, doctor și coordonator de doctorate la Universitatea din Craiova. Prilejul acestei întâlniri este o carte, zic eu, remarcabilă, se vede, nu? Secolul al XX-lea între roșu și negru, una dintre cele mai bune cărți, zic eu, apărute la Editura Litera în anul acesta. Foarte densă, se vede că cred că ar fi putut fi mult mai groasă, Cătălina, așa este? Pentru că absolut. Sunt foarte multe exemple, se simt că sunt eliminate cumva din conținutul cărții. Spune pentru început, ca să nu îi plictisim pe auditorii noștri sau cei interesați să ne asculte, cum s-a născut ideea acestei cărți și, nu în ultimul rând, cum ai ales titlul, unul cromatic, aș zice. Mă bucur foarte mult să fim în dialog și mai ales să discutăm și cu cititorii interesați de non-fiction, în esență. Cartea a apărut ca o dezvoltare a unui curs pe care îl țin de câțiva ani la școala doctorală Alexandru Piru a Universității din Craiova. Un curs care putea să crească mult mai mult decât, e adevărat, Florian a observat foarte bine că, practic, cartea e ca un corp omenesc, numai fibră și mușchi, n-are țesut adipos. E foarte fit. Exact. Am eliminat foarte multe, e adevărat, dintre note sau explicațiile care ar fi amenințat să o tehnicizeze foarte mult, tocmai ca să o facă accesibilă pentru un public, publicul intelectual obișnuit, să spun așa, care nu are neapărat cunoștințe extinse de politologie, de sociologie, de istorie ideilor, da, de istoria culturii, pentru că, în esență, vrând să o fac accesibilă unui public larg, am scos din ea tot ceea ce înseamnă surplus explicativ. Adică o carte de 200 și ceva de pagini putea avea foarte ușor 400, de pildă, dar ar fi pierdut din densitate, zic eu. Adică, pe de o parte, să fim serioși, oamenii de astăzi nu mai au răbdarea celor de acum 100 de ani să citească tomuri foarte groase la lumina lumânării sau a lămpii. E o lume dinamică, o lume în expansiune, o lume în care timpul e din ce în ce mai bine dozat și mai sever cu răbdarea tuturor, și așa că nu puteam să fac abuz de spațiu, da? Și de aceea caracterul ei ușor abrupt, poate, pe alocuri. Dar mi-am propus să scriu o carte care să poată fi citită de aproape toți intelectualii obișnuiți, pe de o parte, și pe de altă parte să nu plictisească în niciun moment, adică să nu existe digresiuni la care specialiștii recurg deseori pentru a reduce sau a masca uneori elemente de interes personal care, firește, nu se adresează publicului larg, interesează doar pe ei și o mână de câțiva specialiști afini lor. Dar să știi că e construită foarte interesant. De fapt, poți să o începi de oriunde, adică tu ai ales acele 8 momente de referință, acele schițe sau frește, să le spun așa, racordate în diferite perioade de timp. Poate fi începută și de la mijloc, dacă mă întreb pe mine, poate fi începută și de la sfârșit, adică este foarte interesant construită. N-ai timp să... Deși eu, dacă am pus mâna pe ea, m-am dus spre 80 de pagini așa, fără să simt că e vreo greutate sau vreo dificultate. E foarte bine construită, e construită impecabil, adică poți să începi de la primul sau de la ultimul capitol, adică sunt independente, e foarte, foarte interesant cum mai fac. Adică nu cred că ai cum să te plictisești, asta mi se pare remarcabil la construcția cărții. Cum, tocmai să ne spui cum ai gândit formula asta sau cum ai dibuit rețeta? Da, de fiecare dată când am scris o carte, am încercat să ofer o viziune personală, pur originală, asupra unei teme pe care mi-am ales-o. Fie că uneori s-a nimerit ca tema însăși să nu fie tratată în cultura română, cum a fost cazul unei cărți despre literatura de teroare, proza, horror și așa mai departe. În cazul secolului al XX-lea, m-a surprins întotdeauna faptul că istoriile obișnuite sunt fie cele care marșează pe o înlănțuire de evenimente care sunt prezentate în detaliu și care obosesc în general cititorul obișnuit, fie ca un soi de compendiu de date care, iarăși, nu interesează decât, eu știu, vederea unui examen de istorie, să spunem, pe cineva, dar nu la statistică. Absolut. Și atunci mi-am propus să recompun istoria secolului al XX-lea, pornind de la o viziune personală, 6 momente turnante la care am adăugat începutul și secolului al XX-lea și începutul secolului al 21-lea, anii, cum să spun, reper pentru ce înseamnă sfârșitul perioadei victoriene și sfârșitul influenței, exact, sfârșitul concertului european de după pacea napoleoniană și ce înseamnă începutul secolului al 21-lea, evenimentele de la 11 septembrie, care marchează, să spunem, sfârșitul lunii de miere cu democrația occidentală pe care celelalte state din afara Uniunii Europene și Americii și Japoniei nu le-au îmbrățișat niciodată, da? Principii democratice pe care fie nu le-au înțeles, fie nu le-au asimilat, fie nu le-au îmbrățișat, fie nu le-au cultivat. Și atunci celelalte momente care rămân recompun cumva un soi de puzzle european al istoriei principale europene, dar, mă rog, am tratat istoria mondială, dar influențată în principal de marele actor politic al secolului al XX-lea, care a fost Statele Unite. Și iarăși e important de spus că nu am încercat să prezint un tablou pur istoric al secolului al XX-lea, ci am încercat să pun istoria în relație cu cultura. Dar de fiecare dată, de fapt, da. Da, de fiecare dată un tablou istoric este exploatat, prezentat, reliefat de o realitate culturală, de un produs cultural, astfel încât capitolele care se încatenează sunt consacrate câte unui an turnant, unui an capital pe care l-am văzut definitoriu pentru istoria secolului al XX-lea. Și acest an este pus în relație cu un eveniment cultural, cu o publicație, cu o operă de artă care ajunge să-l reprezinte, ajunge să devină un soi de metonimie culturală a momentului istoric respectiv. Să revenim un pic la titlu, la cromatică, la roșu și negru, pentru că sunt de fapt două extreme, nu? Și... Da. Să-mi spui cum te-ai gândit, cum a venit, da, interesant, vastica pe fond roșu, șapca comunistă pe tot cu roșu, asta chiar nu mă gândisem că, uite, roșu și negru sunt chiar pliate pe aceste ideologii. Cum ți-a venit ideea? Păi am pornit de la titlul lui Stendhal, dar mi-a plăcut foarte mult să joc în sensul ăsta postmodern, să mă joc cu titlul unei cărți celebre, da, Roșu și negru, Auge Noir, care desemna la Stendhal cu totul altceva, da, era vorba de dihotomia dintre două profesii. Profesia militară era roșu și profesia ecleziastică era negru. Era cromatica secolului al XIX-lea, exact. Care era subtitlul cronica, da, era o cronică a secolului al XIX-lea, propriu-zis, în prima ediție a romanului. Dar e adevărat că am văzut și interpretez pe parcursul cărții secolul al XX-lea drept o pendulare între două extreme, da, extrema stângă și extrema dreaptă. pe care le-am exploatat în sens cromatic în titlu și, în esență, una dintre premisele cărții este că experimentul democratic nu s-ar fi putut impune decât în urma epuizării experienței celor două extreme, da? Da. Practic, dacă populația obișnuită nu ar fi trecut prin oroarea lagărelor de concentrare naziste și prin oroarea gulagului sovietic, probabil că n-ar fi îmbrățișat democrația sau democrația în orice caz în Uniunea Europeană n-ar fi devenit moneda forte care este în pofida asalturilor naționaliste și tradiționaliste și șoviniste chiar cu care se confruntă Uniunea Europeană chiar și astăzi. Dar asta voiam să spun în esență că democrația nu e spectaculoasă. Da? Spectacolul pe care îl oferă marșul pas de gâsc al detașamentelor Wehrmachtului și ale SS-ului, da? Sau spectacolul pe care îl oferă mitingurile sovietice cu muncitori și țărani puși la un loc aclamând victoria Revoluției la Lenin și la Trotsky, da, în primii ani de după 1917, nu pot fi puse foarte bine în balanță cu dezbaterea parlamentară de tip britanic, în care se ajunge la un compromis care de cele mai multe ori pare o capitulare morală în fața unor principii, doar pentru a se servi o cauză comună care ea în esență nu este spectaculoasă, nu produce o mutație socială fundamentală și nu aduce decât o egalitate formală în fața legii, o egalitate de oportunități formală, dar noi știm că chiar și în democrațiile funcționale există cetățeni de rangul al doilea, cum sunt romii în România sau cum sunt cetățenii de culoare în Statele Unite, cum sunt în general peste tot în lume femeile în continuare, care nu sunt tratate ca de la egal la egal. Există o premisă pe care se întemeiază democrația parlamentară europeană, cum că femeile au aceleași drepturi cu bărbații. Dar în America, de exemplu, patria democrației, în continuare femeile nu sunt plătite la același nivel cu bărbații. Da? Se așteaptă de la femei să aibă, își exercite atribuțiile casnice, în vreme ce bărbatul, în prea puține dintre familiile din Europa încă, are un statut egal în munca domestică. Deci sunt toate acestea probleme pe care democrația le comportă în subsidiar cumva, nu le-a rezolvat încă, urmează să le rezolve, deși le acceptă, da, ca discuție socială. Dar asta voiam să spun că acolo unde fascismul și comunismul propuneau modificări fundamentale, radicale ale societății, democrația se mulțumește să păstreze, să mențină o anumită ordine pe care încearcă să o amelioreze treptat și care nu e spectaculoasă, nu se adresează maselor, nu suscită umorile pe care le suscită celelalte două extreme. Dar e limpede că avem nevoie de acest echilibru, că s-a demonstrat că trăind extrem, adică și în stânga și în dreapta n-a fost bine deloc, adică ce să zic, secolul al XX-lea între cele mai violente până la urmă, sute de milioane de oameni au murit. Asta în ciuda faptului că, deci în plan cultural, foarte fertil. Urmă aici voiam să te întreb, înainte de a prezenta măcar o frescă sau două, hai să zicem dacă avem timp, știi, două, restul să citească cine este interesat să citească, pentru că sunt foarte interesante. Cum a fost să vedem relația asta, raportul ăsta dintre cultură și contextul istoric, pentru că întotdeauna a fost folosită sau a fost manipulată sau instrumentată într-o anumită direcție. Că până la urmă oamenii sunt un produs cultural, să fim serioși, și poate nici nu ne dăm seama de multe ori că de fapt suntem produsul unei societăți, suntem un produs cultural supus la venitul firului istoric. Și îmi place cum ai ales, foarte interesante alese, unele aș zice obligatoriu de ales, dacă stau să mă uit. Dar altele foarte interesante alese, reperele culturale pentru fiecare perioadă. De exemplu, 1901, mai ales cu sfârșitul victoriene, sfârșitul, nu știu, Pax Britanica, nu că deja Imperiul Britanic se pregătea să predea ștafeta hegemoniei altui jucător important, Americii, care și astăzi, ce să zic, este încă la butoane. Și cum mai ales raporturile acestea, pentru că sunt atât de limpezi, parcă fiecare după ce citești se pare că și tu te-ai gândit, că și eu mi se pare, da, domnule, și eu m-am gândit la chestia asta, dar nu e chiar așa de simplu. Cum ai reușit să le alegi, să le selectezi, ca să zic așa, că na, ai fi putut, sunt atât de multe, pentru că, repet, în domeniul culturii, deci a fost un secol foarte fertil, nu? Absolut. Pentru a da un răspuns simplu, orice viziune asupra unui secol implică riscuri, da? Eu mi le asum, nu pretind că secolul al XX-lea, absolut, secolul al XX-lea pe care încerc să-l prezint eu este singurul valid sau este, cum să spun, cea mai potrivită oglindă a istoriei culturale pe care o poate oferi cercetarea de astăzi, în niciun caz. Ci doar pentru că dihotomia aceasta, da, opoziția dintre roșu și negru, opoziția dintre cele două extreme, comunismul și fascismul, nu ar putea fi înțeleasă decât într-o anumită încatenare, într-o anumită înlănțuire de fapte, da? Și pentru că pomeneai tu un moment despre care să discutăm succint, un moment care mi se pare crucial este venirea la putere în 1933, în ianuarie, la sfârșitul ianuarie 1933, a lui Hitler, da? Care e numit de Hindenburg cancelar al Germaniei. Problema este că venirea la puterea lui Hitler nu era inevitabilă. Nu se justifica neapărat în ordinea lucrurilor. Dacă nu ar fi existat un alt moment pe care eu doar îl amintesc ca un, nu știu cum să zic, ca un fonset origo, ca izvorul alegerii lui Hitler, propulsării lui Hitler ca în calitate de cancelar, și anume marele krach bursier al bursei de la New York în 1929, în toamna lui 1929. Care a împins Europa spre extrema dreaptă. Absolut. Pierderea locurilor de muncă. Deci a fost o criză asemănătoare crizei din 2008. Spun asemănătoare prin consecințe, pentru că n-a fost vorba despre o criză a segmentului imobiliar, cum s-a întâmplat a creditului imobiliar. Da, ai dreptate, pentru că și acum, criza din 2008, a generația se ridică iar partide de extremă dreaptă, iar își fac loc pe scena politică. Da, doar dacă ieși un pic și în țările occidentale, chiar de mai bine de 15 ani, cred, luai la picior Germania, trăiai un pic prin... Am călătorit foarte mult și vedeam, nu venea să cred câteodată, neonaziști, oameni care arătau fix cum erau cei pe care vedeam prin cărți, prin filme, adică chiar s-a ridicat iară. Și asta probabil tu ca efect a crizei din 2008. Sigur. Și asta voiam să spun, că există evenimente care reverberează și după aceea, la rândul lor, pe principiul unei pietre pe care o aruncăm într-un lac, ea creează un val care reverberează la rândul său și creează alte valuri mici, până când în cele din urmă e greu de urmărit altceva decât punctul inițial care a generat întregul flux, să spunem, la nivelul apei. Așa s-a întâmplat mutatis mutandis și cu secolul al XX-lea și cu acest moment, de exemplu, din secolul al XX-lea. Probabil că o resuscitare a Germaniei, că practic trebuie să fim serioși și să recunoaștem că hegemonul european în momentul de față este Germania. Uniunea Europeană este o arhitectură de sorginte germană, este fundamentată pe moneda germană, pe fosta Deutschmark, este garantată cumva de forța economiei germane și de aceea este un colos economic fără a fi un colos militar, pentru că Germania nu e un stat militar în momentul de față. Putem să spunem, dacă vrei, ironic, că Germania a câștigat până la urmă un al treilea război mondial, dar un război mondial pe care l-a câștigat prin mijloacele pașnice ale unei expansiuni economice în care a integrat statele europene sub conducerea ei în această formulă a Uniunii Europene. Și atunci ca să o facă, dar... Absolut, pentru că a renunțat la acel nucleu al expansiunii prusace pe care s-a fundamentat cel de-al doilea Reich, acel Reich al lui Bismarck, creat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, și bineînțeles că a renunțat la orice fel de element de ideologie de extremă dreapta, cum s-a întâmplat cu cel de-al treilea Reich, de data aceasta lui Hitler. Și atunci, tot ce ar fi trebuit să facă Germania, după părerea mea, la începutul secolului al XX-lea, nu era să urmeze o politică de expansiune militară, ci pur și simplu să se mulțumească să se dezvolte economic. Germania era deja o țară aflată la conducerea lumii științifice, da? Practic, lumea medicală era girată, gestionată de universitățile germane. Lumea științelor tari, fizica, chimia, biologia, matematica, erau toate sub influența oamenilor de știință germani. Or, a renunța la tot acest ascendent intelectual pe care îl avea Germania la 1900 pentru a urma o cale a expansiunii economice, pentru că Germania nu avea colonii, este o greșeală fundamentală, da, a statului german, a modului în care primii cancelari de după Bismarck au înțeles să urmeze o politică de alianțe, au renunțat, de exemplu, la alianța cu Rusia la sfârșitul secolului al XIX-lea. O greșeală mare până la urmă, nu? Absolut, a fost o greșeală fundamentală și care a dus la crearea Antantei ulterior, alianței dintre Anglia, Franța și Rusia. Cu interese prin Africa, de fapt, între Franța și Anglia, că nu era ceva la... Trebuie spus și asta. Și mai trebuie spus că ai făcut o observație foarte bună. Până la urmă, Hitler, el a venit, a continuat, de fapt, o politică germană de... Adică ei, simțindu-se prinși cumva și în vest de imperii coloniale, precum Franța, Anglia, mă rog, așa, și în est de Rusia, au încercat să se dezvolte, ba chiar să-și creeze un imperiu continental, pentru că nu puteau să se mai dezvolte pe mare sau pe deja Marea Britanie era... N-aveau cum să se mai... Deci ce voiam să spun, ce mi s-a părut interesant și a evidențiat foarte bine în carte, chiar dacă succint, că na, e clar că e foarte densă cartea, Hitler a venit pe niște linii deja trasate, adică... Corect. Asta absolut. E important să evidențieze, aș zice, știi? E un istoric german, Fischer, care a spus prima dată asta, așa, da, în perioada postbelică. Mă rog, a fost preluat și de istoricii anglo-americani. Stephen J. Lee, la fel, îl discută în aceiași termeni. Înțelegi mai bine, se limpezesc lucrurile, parcă ți se pare firesc să fi venit ăla și să urce așa dintr-o dată. Absolut, dar programul propriu-zis de expansiune teritorială de care se preocupă Hitler începând cu 1933, era deja trasat, cum foarte bine ai spus, cu câteva decade înainte și cu siguranță primul război mondial a fost declanșat și cultivat de Wilhelm al II-lea și, mă rog, de clica militară din jurul lui, cu acest deziderat în minte, da? Ne amintim și că e adevărat că a existat o relație destul de toxică între Hitler și cel care era președinte al Germaniei la vremea numirii lui în calitate de cancelar, un erou al primului război mondial pentru germani, da, mareșalul Hindenburg. El fusese un erou al primului război mondial, absolut. Un alt asociat al lui Hitler, generalul Erich Ludendorff, cel care participă la acel puci nereușit de la München, care se soldează cu încarcerarea lui Hitler, iar Hitler în închisoare ajunge să compună Mein Kampf și să devină un soi de imagine a Partidului Național Socialist. Sigur, deci toate elementele de continuitate practic există acolo. Eroii germani, da, din punct de vedere al Germaniei, Ludendorff și Hindenburg din primul război mondial, devin figuri importante în Germania interbelică, să spunem. Și atunci, evident că nu avea ce să se schimbe fundamental din moment ce oamenii, cum să spun, care nu erau neapărat în aparatul de stat nazist ulterior, dar care au contribuit la edificarea lui, erau ei înșiși implicați într-un conflict european în Primul Război Mondial. Ce putea să se schimbe? Și important și intelectualii care până la urmă au legitimat varii motive, interese sau bătați așa de putere, sunt și au fost, care au legitimat pur și simplu regimul. Adică înainților cumva le-a venit mănușa asta așa dată pe la... Adică le-a plăcut, ca să zic așa, să se vadă în poziția asta de lider, de hegemonie ai continentului. Absolut. Am dat exemplu eu lui Martin Heidegger, marele profesor de filozofie de la... Era fost investit rector, da. Da, și care a ajuns rector în perioada național-socialistă și a ținut un discurs, discursul inaugural de rector, în care e unul dintre cele mai rușinoase discursuri din istoria intelectualității europene, să spunem, în care cultura și rafinamentul hermeneutice ale lui Heidegger sunt puse în slujba unei ideologii. Este absolut trist să vezi că un filozof care a influențat atât de mult cultura europeană, inclusiv postbelică, dar să nu uităm că, eu știu, și la noi, Constantin Noica e definit de metodele de interpretare a limbii postulate de Heidegger, s-a transformat practic într-o portavoce a regimului. Și aici e foarte interesant, adică crezi că el... Adică n-a avut un cotron, n-avea cum să se miște sau pur și simplu s-a pliat pe această politică pentru că și credea în ea, adică și l-a avantajat cumva. Cum crezi că a fost vreun zbucium în mintea lui, domne, dau la o parte tot ce, că era totuși o eminență, nu? Dau la o parte tot ce am construit la nivel academic pentru a legitima acest regim. Crezi că a avut vreo zbatere, așa s-a gândit, că au fost și intelectuali care au spus pas regimului până la urmă, nu? Nu cred că a fost o presiune neapărat asupra lui Heidegger. Cu siguranță modul de metafizică aburoasă la care face el apel deseori, legat de prestigiul limbii germane, de poeticitatea intrinsecă a culturii germane și așa mai departe, exploatarea poeziei oraculare de tip Trakl sau Hölderlin, la care face apel de atâtea ori, cu siguranță că au fost elemente care au contribuit la îmbrățișarea ideologiei naziste de către Heidegger. Dar nu la asta s-a limitat, adică e mult mai grav, mi se pare, părăsirea intelectuală a mentorului lui, a marelui filozof Husserl, care până la urmă a fost îndepărtat din lumea academică și, a murit totuși la timp, dacă îmi e permisă formula cinică. Era foarte bătrân și, fiind de origine evrească, nu se știe dacă ar fi scăpat de deportarea la Auschwitz până la urmă. Da? Și vorbim despre, probabil, unul dintre cei mai mari filozofi ai secolului al XX-lea, mă refer la Husserl acum, care a influențat, practic, tot ceea ce înseamnă fenomenologie în Germania și nu numai în Germania, în întreaga Europa. Ar fi înghițit, probabil, tăvălugul nazist. Absolut. Asta mi se pare mai grav la Heidegger decât simpla îmbrățișarea ideologiei naziste. Și să zic, deja ne apropiem de finalizarea dialogului. Cred că am depășit chiar limita. Ce voiam să te mai întreb, că celelalte momente fixate de tine pot fi aprofundate de cititor în ziua de astăzi, că uite, ești în contact cu tinerii intelectuali. Cum vezi, simți că se mișcă un pic așa spre dreapta, se mișcă din nou se gândesc chiar, sunt oameni sau tineri care ar îmbrățișa, crezi, extrema dreaptă? Eu sper că nu. Mie nu mi se întâmplă. La Craiova, adică, de exemplu. Da, nu mi s-a întâmplat, nu am avut doctoranzi sau nu am doctoranzi de extremă dreapta. Intelectualii în general în Occident, și sper că se întâmple și la noi la fel, sunt în general progresiști, deci de stânga, cu elemente social-democrate, să spunem, în general. Așa ar trebui să fie intelectualii europeni, așa sunt cel puțin cei mai mulți dintre intelectualii din Franța, din Germania, din Scandinavia, da? În absența unui cadru egalitarist, progresist, în care să se dea drepturi egale tuturor, nu cred că putem avea o viață intelectuală cu adevărat fertilă. Adică dacă vorbim despre elite de fiecare dată și despre cultura elitelor și despre ce înseamnă elitism și așa mai departe, lucrurile astea dăunează fundamental oricărui tip de progres pe care ne-l imaginăm pentru societatea europeană. E adevărat. Spune-ne ce, în afară de cartea aceasta care, repet, este extraordinar de interesantă, ce proiecte editoriale mai ai? Ai pregătit ceva? Că tot ai muncit în perioada asta în pandemie. Am văzut că ai tot scris. Da, lucrez la o carte deocamdată. Nu vreau să dezvălui mai mult pentru că încerc cât de cât să-i dau o formă inițială. Dar deocamdată sunt în faza de schițarea premiselor, de adunarea materialelor. Nu pot, iată, să termin o carte fără să mă gândesc la următoarea și de fiecare dată cea la care scriu mi se pare că e cea mai importantă dintre toate. Eu zic că și aceasta ai scris-o în timp ce... Deci ai scos o carte, aceea istoria ionică a literaturii române și... între timp, cum ar veni, relaxându-te, ca să zic așa, scriei la aceasta, la Secolul al XX-lea între roșu și negru, greșesc? Cred că invers a fost. Sau invers, nu? Mă relaxam la istoria ironică. Așa. Absolut. Călinescu, da. Sper că am enervat câțiva oameni cu ea, că altfel n-avea sens să o public. Dar a fost un pariu ludic pe care mi-l asum și sper că odată ce se vor mai disipa, cum să zic, umorile și pasiunile naționaliste de mândrie, de țară și așa mai departe, pe care animă pe unii dintre indivizii care compun astăzi societatea românească, sper ca generațiile care urmează să râdă pur și simplu. Păi fără ironie și fără râs, nu știu unde, nu știu cât rezistăm să mergem și echilibrat așa să rămânem. E greu fără un pic de stindere. Ce să zic, Cătălin, mulțumesc mult de tot și ce să zic, te aștept pe forbus.ro, că e platforma mea culturală și acolo putem să discutăm și despre Călinescu și despre Hitler și despre oricine vrem, cu spațiu nelimitat. Mulțumesc și eu, Florian, mulțumesc foarte mult, mulțumesc și Editurii Litera. Numai bine tuturor! Sănătate, numai bine! Cărți bune să aveți! Mulțumim!